Da, mulțumesc, mulțumesc. Hai, este ușor. Da? Cum tot merge așa? Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Să-l avem astăzi printre noi pe domnul președinte al României, Traian Băsescu. Să o salutăm! Bine ați venit, domn președinte! Domn președinte, romii vă iubesc! În România, cifra romilor este mult mai mare. Biserica și școala sunt cele două elemente care formează educația tinerilor și ajută să reușească în viață. Sunt convins că toți dintre dumneavoastră vreți să aveți copii care reușesc în viață. Știu că parte din dumneavoastră trăiți greu, dar pe de o parte vă spun, pe de altă parte, ca șef al statului, vă cer. Dați șanse copiilor dumneavoastră, trimițându-i la școală. Este esențial ca generația tânără să nu mai treacă prin ce a trecut generația în vârstă. Da, alea. E de aur să speră. Da, domnul, da, domnul Sandu a făcut un cadou. Vă rog, vă rog, astăzi este ziua doamnei președinte și vrem să-i urăm din toată inima la mulți ani. Și soția mea i-a făcut cadou un costum tradițional rom. Sora mea Luminița, domnul președinte, este scriitoare. Să știți, domnul președinte ne iubește și noi suntem alături de el, domnul Sărbine Cunătate. Copii, doamna Arie. Mulțumim. Domnul președinte, avem astăzi... Domnul președinte, avem o mare onoare astăzi alături de dumneavoastră. A venit și președintele Forumului European al Romilor, domnul Rupo Kacerski, Rupo, o diplomă pentru lupta împotriva discriminării, pentru că dânsul este un luptător și apără interesul romilor în Forumul European. Vă rog, domnul Rupo. Eu cunosc bine situația romilor în Europa, dar mai ales în România, cu ce probleme se confruntă. Hai și de casa, în întregă lumea, Mare Manusen, Nașaven, Maren, Sarandu Ungo, Mudaren, Morduin, Cingren, Amenghe, Ceacimasa, Tefenaz, Auschwitz,
să plec, vreau să plec să mănânc ceva.